Ei, Gabriela și Valentin vorbesc despre planuri de viitor și anume cum că Gabriela și-ar dori să aibă un canal de YouTube. De fapt, ea spune că are deja un canal de YouTube unde a încărcat câteva videouri cu programele acelea de fitness despre care tot vorbea ea și că și-ar dori să crească acel program și să evolueze. În sensul acesta, spunea că Valentin spunea că are un prieten care se ocupă cu gaming și că cunoaște tot despre asta și că ar putea să o ajute. Mai spuneau că e ceva cu contul de YouTube, nu știu să-l faci pe altă țară. Nu știu, intră în foarte multe detalii, eu deși mă pricep cât de cât în nișa aceasta, totuși îmi dau seama că nu prea cunosc despre ce vorbesc ei. Și în altă ordine de idei, total de acord cu ideea că trebuie să fii cu ceva nou, cu ceva inventiv, ceva ce nu mai există pe piață și oarecum oamenii să te aprecieze pentru acel lucru, pentru că uitați, vorbim despre noi, despre Mireasa, sunt zeci de canale care oferă fix aceleași materiale. Oarecum oamenii merg acolo unde le este lor mai ok și mai confortabil și se simte ca într-o familie. În altă ordine de idei, mi-aș dori tare mult să o găsim și noi pe Gabriela pe canalul ei de YouTube. Sunt tare curioasă să vedem. Eu știu că ea colabora deja cu cineva. Avea colaborări cu firme care au produsele acestea pentru sport, proteine și așa mai departe. Știu că am văzut la ea pe Instagram că promova aceste firme. Acum nu am găsit canalul lui, dacă le știți să mi lăsați și de YouTube mă refer, dacă știți cum se numește, să mi lăsați și mie în comentarii. Sunt tare curioasă să vedem ce programe de fitness au și cum sunt filmulețele pe care le-am. Am înțeles că făcea lucrul ăsta de ceva timp. Sunt tare curioasă să le văd.